puțin nervos, vă dați seama că, na, totuși am avut 2-0, nu cred că era loc să pierdem cele 3 puncte de la 2-0. Așa, pe total, cred eu că e un rezultat echitabil, dar având în vedere că am avut 2-0, nu aveam voie să nu câștigăm astăzi. V-a salvat prima un punct? Nu știu, e cu duș întors, pentru că și prima repriză nu am avut șanse, am avut chiar în a doua repriză șanse să facem chiar 3-0, dar nu o să facă 3-0, s-a făcut 2-2 din păcate. A avut apărarea o zi mai slabă? Simți? Într-adevăr, da, astăzi nu ne-am sincronizat foarte bine, au fost unele incursiuni așa printre noi destul de clare și au avut de vreo 3 ori chiar la 2-2. Șanse de 1 contra 1 cu portarul, dar v-am spus, putea să fie și 3-0, dar din păcate astăzi am arătat un punct. E bine treaba asta că nu pierdem, dar sunt supărat că primul supăra pe mine și în al doilea pe rezultat. Se poate spune că v-ați bucurat prea devreme, având în vedere și reacția tribunei care a început să cânte, să vă... Tribuna a cântat și a scandat non-stop, nu cred că ne-am bucurat cam de vreme. Poate a existat în subconștientul nostru așa o relaxare și că ne-am gândit puțin cam departe la zilele libere. Dar, după cum ți-am spus, la 2-2, nu, la 2-0 nu avem voie să nu câștigăm acel meci. Ai fost cumva frumos sau răzat dacă ai fost ceva? Da, cu siguranță. Era un gol frumos. Cool etapă, mai contact, cred că la 3-0 cred că se închidea meci, nu știu. Dar nu. Ce simți când au început să vină golurile de la noi? S-a întâmplat foarte repede, nu cred că a durat foarte mult timp ce ne-a galat. N-a fost prea comod, vă dați seama, dar din păcate, nu știu, să vă dau, nu am analizat golurile, momentan o să avem zile libere acum să ne concentrăm, să ne revenim puțin fizic și după să ne concentrăm pe perioada viitoare. Ne-ați văzut că e 2-2, începuseră deja să fie mult peste voi. Într-adevăr, da. V-ați temut pentru acest rezultat? Întotdeauna ne-am temut de un rezultat negativ în această seară, doar că și la 2-2 mentalitatea noastră a fost să câștig, eu cel puțin asta îmi doream, să fac 3-2, ca un meci cu Faro, dacă stăm puțin să mergem aminte, să câștigăm cele 3 puncte. Dar din păcate astăzi atât s-a putut. Totuși e un punct, după cum am spus, dacă să ne dăm așa mare, e echitabil, dar de la 2-0 nu avem voie să nu câștigăm. Vreun semn de la echipa națională, Vali? Nu am primit nimic momentan, nu știu. Dacă va veni convocarea, vă dați seama, voi fi bucuros. Mulțumesc!